محصور على اجتماعي للنسبة الثانية. شكرا كان يلوبي قطعتي مصفية السلام عليكي بيش باراني داتي مبوية سنشاكو مطوري سيري باشي سوالي. În perioada asta de timp, de la sărbători încoace, am avut mai multe întrebări pe care le-am pus Domnului cu privire la slujire și am așteptat răspuns de la Dumnezeu. Una dintre întrebări era, Doamne, de ce nu mai ascultăm noi de cuvântul Tău? De ce ascultăm atâtea predici? Facem așa de puțin. De ce când ascultăm cuvântul Tău suntem impresionați câteodată până la lacrimi, dar ține până la ușă? Asta era una dintre întrebări. Apoi altă întrebare, îl întrebam pe Dumnezeu, Doamne, cu privire la slujirea mea, Doamne, ce trebuie să schimb eu ca să fiu pe plac? Ție, nu oamenilor. Ție, căci Tu m-ai chemat să slujesc. Una dintre întrebări am primit răspuns în această dimineață. Doar în această dimineață. Iar la alta, în timpul serviciului. Să știți că aici, la Amvon, și aici vine ispite, să știți. Când stai acolo să aștepți să predici, înainte să predici, și aici vine ispite. Ispita care a venit acum a fost că să încep predica cu o glumă. Asta a fost ispita pentru mine. Dar Duhul Sfânt mi-a zis să nu mai glumesc. Pe cuvântul lui Dumnezeu nu este glumă. Vedeți, câteodată căutăm unelte. Așa le-am numit și alți frați așa. Căutăm unelte să intrăm sub pielea oamenilor, cum spunem. Să putem să le vorbim noi ușor. Dar uităm că nu noi îi schimbăm pe oameni, ci Duhul lui Dumnezeu. Degeaba spun eu cât vreau eu să zic și cât m-aș pregăti eu de mult și cât de bine m-aș pregăti. Dacă nu este Duhul Sfânt să te însoțească, degeaba vorbești. Că tu, vorbele tale, nu schimbă pe nimeni. Pe nimeni. Ci doar Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt mi-a zis, nu mai glumi. Că glumele acestea n-au treabă cu cuvântul lui Dumnezeu. Eu îi chem pe oameni să vorbească din Scriptură. Cuvântul meu. Atât. Să explice, să învețe pe oameni și acolo unde Duhul Sfânt atinge inima, să aducă schimbare. Asta este treaba ta. Treaba ta este să te rogi, să ceri lumină de la mine. Eu să-ți descoper cuvântul pe care vreau să-l aduc înaintea bisericii și tu să-l spui. Lasă-te aici. Nu să glumești. Nu să-i faci pe oameni să râdă, să se simtă bine, să spui ce scrie în Scriptură. Și dacă este cineva care vrea să asculte de glasul meu, să asculte. De dimineață se spunea, cine este sfânt, să se sfințească mai departe. Cine a trăit, să zic așa, într-o viață duplicitară, treaba lui, poate astăzi să se pocăiască. Că ne-a dat Dumnezeu har la toți să fim în casa lui. Și ne-a dat Dumnezeu, la toți har, să ne putem schimba. Este alegerea noastră. Dragii mei, asta a fost ispita care a fost acum câteva minute. Să încep cu glumă.
Și cum a venit repede, și cuvintele, și ideile. Dar nu vreau să zic nimic. Vreau să spun ce scrie Cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce ne-a pus Dumnezeu pe inimă. Și vreau să încep și te rog, frate Cristi, să mă ajut cu versete, pentru că iar mi-am uitat ochelarii acasă și cu toate că soția mea mi-a zis să nu uit. Acesta este răspunsul la rugăciunea pe care m-a rugat, așa cum am spus, de după sărbători. Numai astăzi de dimineață Dumnezeu ne-a dat versetele, două versete. Și am recunoscut că dacă vreau să văd pe Dumnezeu la lucru, așa trebuie să trăiesc. Haideți să deschidem împreună la Filipeni, capitolul 3. Ăsta este răspunsul la rugăciune. Versetul 7. Știți versetele acestea. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinților Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din toți. Amin. Acestea au fost versetele. Acolo unde stăteam, fratele Gigi vorbea Duhului Dumnezeu mă mișca. Și Duhului Dumnezeu spunea lăuntrul meu, de asta nu mi-a lucru. Pentru că oamenii iubesc altele. Și nu mă iubesc pe mine așa cum ar trebui să mă iubesc. Neîncetat, Dumnezeu ne mărturisește și ne spune că ne iubește. Observați în predici. Dumnezeu ne aduce întotdeauna aminte și spune, vă iubesc, vreau să fiți în cer cu mine, vreau să mă bucur cu voi o veșnicie. Asta este mesajul lui Dumnezeu pentru noi. Noi pe genunchi, poate în tăcere sau cu glas tare, spunem și noi la rândul nostru, Doamne, te iubesc, dar Dumnezeu știe lăuntrul. Înțelegeți, frați și surori? Dumnezeu știe lăuntrul nostru. Degeaba spune cu gurile, da? Cu gurile noastre, dacă nu este adevărat. Apostolul Pavel avea atâtea. Dar să socotești toate lucrurile ca un gunoi, ca un gunoi, pentru prețul nespus de mare să câștigi pe Hristos, mi-a pus Dumnezeu pe inimă cuvântul acesta pe care l-am citit din Luca. Doi oameni care au ales să-L slujească pe Dumnezeu. Ei au ales. Nu spune, și am ales un bărbat și o femeie. N-am făcut-o așa, că așa este în text. Am făcut-o în mod intenționat. Pentru că nici un bărbat și nici o femeie să nu spună, eu nu pot. Uite că oamenii ăștia au putut. Un bărbat și o femeie. Și mai sunt și alte exemple. Un bărbat și o femeie care au ales să-L slujească pe Dumnezeu toată viața lor până la moarte. Pe pământul acesta. Dumnezeu, dacă ne vorbește iar și iar și iar despre aceleași lucruri, este că vrea să ne schimbăm acolo. Acolo e problema. Acolo este buba. Aia trebuie să schimbăm.
Și ce dacă Dumnezeu în fiecare duminică ne spune să fim oameni prigăniți? Acolo e problema. Înseamnă că suntem niște farisei. Una predic eu de la amvon și să vină soția mea să spună, mă, da, altfel trăiești acasă. Ce spui la oameni? Ce spui la oameni că acasă ești altfel? Adevărul ăsta este. Vrei să slujești pe Dumnezeu? Vrei să ajungi în cer într-o zi? Nu se poate oricum, frați și surori. Nu se poate oricum să ajungem în cer. Și vreau să ne uităm în seara aceasta, cât avem timp, la omul acesta și la femeia aceasta. Ce au decis ei? Care au fost alegerile lor? Simeon spune în Biblia că ducea o viață sfântă și cu frică de Dumnezeu. Așa scrie. A ales el lucrul acesta? Păi el a ales, frate și Dumnezeu într-o zi o să ne întrebe. Sunt atâția oameni care au ales să trăiască așa, tu de ce n-ai ales așa? De ce? De atât de ori ți-am vorbit aici în biserică, se vorbea despre țara asta. Dumnezeu ne-a adus în locul acesta să ne vorbească. Unii dintre noi am ales, pe alții Dumnezeu i-a adus. Alegi? Aleg? Să trăiesc o viață sfântă? Păi asta depinde de mine, frate și surori. Oricât m-aș ascunde eu de dumneavoastră, de Dumnezeu, nu pot. Oricât aș vrea eu. Și Dumnezeu, cum să mă binecuvinteze pe mine dacă eu sunt un mincinos? Un fariseu. Asta înseamnă o viață duplicitară. Alta arăt și alta trăiesc. Alta spun și alta fac lucruri ascunse. Credeți, frați și surori, de atâtea ori s-a repetat. Credeți că Dumnezeu nu ne vede acolo unde suntem? Păi lui Dumnezeu nu trebuie să-i spunem noi, că El știe deja. Și atunci când îți deschizi gura să te rogi, Dumnezeu pune mâna direct, că nu te ascultă. Că n-are cum. N-ar fi drept, se spunea de dimineață, de Dumnezeu e drept. N-ar fi drept Dumnezeu să te asculte și pe celălalt să nu ascultă. Păi eu să trăiesc în păcat și să am curajul să mă rog înaintea bisericii. Să mă pună frații de la vor. Ei nu știu. Ei nu știu cum trăiesc eu. Dar să mă numească frații de la vor și să am curajul să mă ridic știind ce am făcut adineori. Fără să-mi fie rușine de Dumnezeu. Asta înseamnă frică de Dumnezeu. Să ai curajul să-i spui, frate, pune palatul, că eu nu pot să mă rog. Nu pot. Pentru că nu pot. Înaintea lui Dumnezeu, dacă aducem o slujbă, trebuie să fie curată. Să-mi fie frică de Dumnezeu. Oriunde sunt. Și la biserică, și acasă, și la muncă, oriunde sunt. Mai departe. Spune Biblia că omul acesta aștepta mângâierea lui Israel. Aștepta să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Vreau să te întreb această zi și să mă întreb. Îl mai aștepți pe Domnul Iisus? La câte vedem în jur, frașesorilor, la câte vedem în jur, putem să spunem că ne-am scârbit de lumea aceasta. De ideile ei, de faptele care trăiesc. Îl vrem pe Domnul Iisus Hristos să vină, dar îl vrei? Vrei să vină sau încă mai ai lucruri pe pământul acesta de rezolvat? Încă mai aștept să se întâmple ceva? Sau ți-e dor cu adevărat de El? Ți-e dor cu adevărat, îl iubești cu adevărat să vină? Omul acesta, Simeon, când vorbește Biblia despre el, era adevărul. Când îi spune Domnul Iisus Hristos, Doamne, te aștept să vii. Te aștept să vii. El știe dacă este adevărat sau nu. Vorbești cu un frate sau cu o soră și spui, și tu l-aștepți pe Domnul, și eu l-aștept pe Domnul. Dar Dumnezeu este martor.
că El știe ce-i inima ta și știe ce-i inima. Eu pot să zic că aștept pe Domnul ca să-i dau sorii sau fratelui plăcerea, că și el a zis același lucru. Dar Dumnezeu știe. Dumnezeu știe că nu-i adevărat acest lucru. Știe că tu nu vrei să vină acum, că nu ești pregătit. Dar tu spui cu gura. Omul acesta, frate și soră, îl aștepta în era lui Israel, cu adevărat. Îl așteptăm pe Domnul Iisus să revină. Să ne ia la El. Să scăpăm de lumea asta. Îl așteptăm, frate și soră. Vină Domnul Iisus. Cu toate că mai avem frați, surori, dragi, care au vrea să vină cu noi împărăție. Și ei să vină, să nu mergem noi singuri. Și ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să lucreze la inima lor. Mai departe. Simeon spune că Duhul Sfânt îl științase. Duhul Sfânt spune aici, mai bine să citesc, El a venit în templu mânat de Duhul. Iertați-mă. Răcelele acestea nu se mai termină. Ne așteptăm primăvara să vină. Și omul acesta avea o relație cu Duhul Sfânt. Vreau să vă întreb, frați și surori, când s-a vorbit Duhul Sfânt ultima dată? Și o zic și pun întrebarea aceasta cu toată responsabilitatea. Fie că ai darul vedenilor, fie că ești proroc, fie că ești un simplu om. Când s-a vorbit Duhul Sfânt ultima dată? Să te îndemne la ceva, să te mâne undeva. Să spună pe inimă o faptă pe care ai văzut-o tu cu ochii tăi, că Dumnezeu te-a călăuzit să o faci. Când? Avea o relație cu Duhul Sfânt înseamnă să comunici cu El. Înseamnă să-L ai, în primul rând. Înseamnă să-L ai pe Duhul Sfânt. Atâția creștini, frați și surori, atâția creștini spun cu gura că așteaptă pe Domnul Iisus, dar nu-L au pe Duhul Sfânt. Nu-L au pe Duhul Sfânt. Și n-au o relație cu Duhul Sfânt. Nici măcar n-au experimentat-o niciodată. Și atunci când frații vorbesc despre o relație cu Duhul Sfânt, ei nu știu ce este aia. Pentru că n-au avut. Nu vorbesc de sud, să nu mă înțelegeți greșit. Nu vorbesc de sud ca și cum frații, unii frații au așa, alții, eu nu știu cine are și cine nu are. Dumnezeu nu a descoperit. Dar vă spun cu siguranță, cine nu are Duhul Sfânt, nu ajunge în cer. 100%. Cine nu are Duhul lui Dumnezeu, nu ajunge în cer. Și lucrul acesta ar trebui să trezească noi dorința să ne rugăm pentru Duhul Sfânt. Doamne, dacă am auzit de atâtea ori, de când eram eu copil mic, predici cu venirea Domnului, că Domnul Iisus este gata să vină, uitați-vă în lume. Dar știu cu siguranță astăzi că e mai aproape ca atunci. E mai aproape ca atunci. Este mult mai aproape ca atunci când eram eu copil. Iar relația mea cu Duhul Sfânt, o am? Omul acesta, frate și surori, vorbea cu Duhul Sfânt ca și cu un prieten. Avea o relație cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îi spunea, du-te, el se ducea. Duhul Sfânt îi spunea, citiți Evanghelie, citiți Faptele Apostolilor, vedeți cum ucenicii aveau o relație cu Duhul Sfânt. Omul acesta, Simeon, a ales să aibă o astfel de relație. Pentru că, de ce zic a ales? Dumnezeu nu ne dă cu forța, frate și surori. Dumnezeu nu ne bagă cu sima. Dacă ești dornic și dorești lucrul acesta, Dumnezeu îți dă.
dacă ești 100% doritor, să-L slujești pe Dumnezeu și să ai Duhul Sfânt. Să poți să stai acolo pe bancă sau acasă la tine în rugăciune și să simți cum ești plutit, cum plutești de dorință să fii cu Dumnezeu. Asta face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vrea să ne apropie de Dumnezeu, să avem o relație mai apropiată de Dumnezeu. Cu Dumnezeu. Cu Domnul Iisus Hristos. Să ne ajute să trăim Evanghelia. Să ne ajute să trăim, să trăim ceea ce scrie în Scriptură. Asta face Duhul Sfânt. Omul acesta așa avea. Și-a avut bucuria pe care nu mulți oameni au avut-o să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos prunc, să-L țină în brațe, să-L binecuvinteze și să-L aducă înaintea Tatălui. Frații mei, o viață trăită cu Dumnezeu ajunge să fie binecuvântat cu Dumnezeu veșnicie. Cu Dumnezeu pentru totdeauna. Cu Dumnezeu pentru veșnicie. Dar repet din nou, una dintre problemele majore cu care se confruntau oamenii pe timpul Domnului Iisus Hristos, oamenii aceștia învățați, farisei, cărturari, erau oameni duplicitari. Și în ziua de astăzi sunt atâția oameni care se dau drept creștini, dar nu sunt. Se dau drept predicatori. Că, dau exemplu așa că sunt aici. Se dau predicatori, dar n-au viață. N-au viață trăită cu Dumnezeu. Trăiesc o minciună. Trăiesc ceva iluzor, adică ei se mint pe ei singuri. Se mint singuri. Nu citim în Cuvântul lui Dumnezeu de atâtea ori și ne spune Dumnezeu. Fiți ca mine, trăiți ca mine. Am fost exemplu pentru voi. Fiți așa. Dar nu-i alegem. În Matei, capitolul 24, te rog frumos să aminte afișezi. Matei 24, 45 la 47. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor, ca sare ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. 47. Adevărat vă spun că va pune peste toate averile sale. Amin. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să înțelegem că dacă vrem putere, puterea e la Dumnezeu, nu la oameni. Dacă vrem să slujim cu curăție pe Dumnezeu, trebuie să facem niște alegeri. Trebuie să facem niște alegeri. Nu veni înaintea lui Dumnezeu căutând să-i slujești așa cum crezi tu. Întreabă-L pe Dumnezeu cum vrea să-i slujești. Nu-ți aduc părerile tale la slujba lui Dumnezeu. Întreabă-L pe El. Citește Scriptura. Vezi ce cere Dumnezeu la slujba, la lucrarea pe care Dumnezeu te chemă să o faci. Nu avea propriile tale învățături care nu sunt scrise nici în Scriptură și n-ai nici cum să le verifici. Să te cred pe cuvânt? N-am cum. Eu aleg să-L cred pe Dumnezeu. Și aleg să cred cuvântul Său. Frații mei, a trăi o viață sfântă, a trăi o viață cu frică de Dumnezeu, este alegerea noastră. Nu putem să dăm vina pe Dumnezeu și spunem, Doamne, dar nu mi-ai dat putere, poți să trăiți. Că atunci când îmi deschid gura, să știu că Dumnezeu e lângă mine, Duhul Sfânt este în mine. Și pentru orice cuvânt care îmi iese din gură, o să dau socoteală.
Așa trebuie să trăim. Atunci când sunt la servici și cineva mă calcă pe nervi, să-mi aduc aminte, să mă calmez, că Duhul Sfânt este cu mine. Duhul Sfânt este acolo și mă vede. Orice prostie aș vrea să fac, să-mi aduc aminte că Dumnezeu mă vede. Este alegerea noastră. E adevărat că avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Nu putem să spunem că nu. Dar noi decidem dacă vrem să trăim așa sau nu. De asta Dumnezeu spune în dragostea Lui, te iubesc. Și pentru că te iubesc, vreau să te aduc acolo unde trebuie să fii. Eu vreau să ajungi în cer. Eu vreau să te duc în cer. Dar nu pot să te duc oricum. Eu acolo în cer, nimic întinat nu va intra. Nimic care cu fără de lege, nimic. Nimic, frașiților, înțelegeți că ce nimic. Noi credem că sunt povești, dar nu sunt. Te uiți la viața ta și spui, cu adevărat, Doamne, nu merit să fiu acolo. E adevărat, nici unul dintre noi nu merităm. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu putem. Avem exemplele acestea în Scriptură. Omul acesta a putut să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, acum slobojește pe robul tău, pace. Ai curajul să spui lucrul acesta. Ai curajul acesta să-i spui Domnului în seara aceasta să te ia? Să mă ia? Doamne, ia-mă, sunt gata. Ai curajul să spui. Pentru că știi că mai sunt lucruri în viață care nu sunt bune, care nu sunt după placul lui Dumnezeu. Aș vrea să trec și în partea cealaltă, în această femeie, timpul trece și nu vreau să trec peste. Biblia spune că femeia aceasta, Ana, din seminția lui Asher, a fost căsătorită. A trăit 7 ani cu bărbatul ei și a rămas vădă. Bărbatul ei muri. A ales să rămână așa, văduvă, și să slujească pe Dumnezeu. A fost alegerea ei, putea să se recăsătorească după lege. Dar a ales să rămână așa. Pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Asta a fost alegerea ei. De ce zic lucrul acesta? Așa spune Sfântul. Femeia aceasta spune, nu se depărta de templu, zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu rugăciune și post. Zi și noapte. Putem spune, n-avea nicio obligație. Nu mai avea familie, era singură, nu mai avea nicio obligație. Dar, frații mei, zi și noapte, avea 84 de ani. După 7 ani de căsătorie, nu știu eu exact câți ani de zile a avut atunci, a luat decizia asta și până la 84 de ani nu s-a depărtat de templu, era acolo și slujea lui Dumnezeu cu rugăciune și post. E o alegere. De atâția oameni nu mai vin la biserică. Nu mai vin la timpul de rugăciune. Nu mai vin la rugăciune și spun, este prea plictisitor. Eu văd pe frații din dreapta sau pe frații din stânga, rugându-se aceleași cuvinte. Păi și ce, eu să fac același lucru? Am auzit doar de un tânăr spunând, păi voi faceți aceleași rugăciuni. Aceleași motive de rugăciune, păi voi n-aveți alte motive de rugăciune. Mai avem. Dar asta e cel mai important. Să te pocăiești, e important. Să-i mulțumești lui Dumnezeu, și asta e important. Să vii înaintea lui Dumnezeu cu cauzele tale de boală, e important, nu? Ce cauze vrei să aduci? Ce? Să ne rugăm să ții mașină? Asta nu-s cauze după voia lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu te poate asculta, dar nu de adus în biserică, nu? Frații și surorile, frații care vin la ambon și aduc îndemnurile acestea mânați de Duhul Sfânt și sub călăuzirea Duhului Sfânt, le aduc pentru noi să ne rugăm. Ne mai rugăm? Și apoi, în încheiere,
Și femeia aceasta a mai făcut ceva care e pe cale de dispariție și astăzi. Frații mei, femeia aceasta spune că... Poftim? Da, pur și lucru ce ne-am vorbit. N-avem timp să dezvoltăm, dar mai departe. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Laudă la adresa lui Dumnezeu. Mai au zis laudă în casa lui Dumnezeu? Rar, rar. S-au zis un aleluia, un slavă Domnului, greu este scos. Greu. Odată soția mea m-a întrebat, dar de ce spui de două ori? Nu? Poate aude cineva. Poate, dacă eu am zis odată, na, mai zici o dată, două, poate mai convingi și pe altcineva să zic. Pe cale de dispariție. Pentru că noi suntem chemați să lăudăm pe Dumnezeu. Și trebuie să spunem în gura mare, slavă ție, Doamne, pe aici o biserică, pe dacă aici o biserică nu spunem pe acasă, nici atât. Aici, în biserică, frate și soră, trebuie să strigi. Și trebuie să strigi. Slavă ție, Doamne, că mi-ai dat mântuirea. Mie. Mie, familiei mele. De ce? De ce eu? Și cum să nu zic aleluia? Că m-ai ales pe mine dintre toți oamenii din lumea asta. Apoi, femeia aceasta mai făcea un lucru. Mărturisea oamenilor din jur despre Domnul Iisus. Când te-ai rugat ultima dată ca Dumnezeu să-ți dea o poartă de evanghelizare? Să poți să vorbești. E greu. Recunosc că este greu. Am încercat cu mai mulți din oamenii care trăiesc în locul acesta și foarte împietriți. Dar cât te-ai rugat ultima dată și zic, Doamne, m-ai chemat să vestesc Evanghelia? Să te mărturisesc? Eu cui să-i mărturisesc dacă n-am nicio ocazie? Dă-mi, tu te rog, o ocazie să... Așa cum se ruga și Pavel. Rugați-vă să o am ușă de cuvânt, nu? Să ne rugăm înainte Dumnezeu, Doamne, vreau să fac lucrul acesta. Dar te rog, ajută-mă. Deschide ușa. Oamenii aceștia, bărbatul acesta, femeia aceasta, au ales. Ei au ales atunci, ei sunt morți acum. Dumnezeu ne vorbește nouă. Noi trebuie să luăm decizia astăzi. Dumnezeu ne vorbește prin Scriptură și prin viețile lor. Ei nu mai poate să aleagă, dar nu uita. Ei nu mai poate să facă nimic. Se odihnesc. Dar noi putem să alegem. Avem harul acesta. Și haide să-i aducem bucurie Duhului Sfânt spunându-i, Doamne, vreau să mă schimb. Vreau să stau la îndemâna ta și chiar semne și nu să faci pe mine. Credeți că Dumnezeu va să facă lucrul acesta? Să te ridice Dumnezeu și să se folosească de tine prin dar de vindecare. Este posibil. Dar trebuie să stai la mâna lui Dumnezeu. Să te ridice Dumnezeu și să fii un proroc cu mesaje din partea lui Dumnezeu clare. Și omul acela să se ridice și să mărturisească, da, Dumnezeu mi-a vorbit, pentru că n-avea de unde să știe. Totul este posibil. Așa le zic și copilor. Totul este posibil dacă vrei. Alegerea, frașezorilor, ne aparține fiecare dintre noi. Fiecare familie. Fiecare soț și soție care vorbește cu copiii și deci învață. Ce învață? Dar noi putem să învățăm așa pe copiii noștri.
Domnul Iisus este aproape să vin. Eu vreau să fii și tu cu mine în cer. Dumnezeu nu mi te-a dat să ajungi în iad. Nu. Dumnezeu mi te-a dat să fii cu mine în cer. Și de aceea eu te învăț astăzi. Roagă-te, citește Biblia, caută pe Dumnezeu. Umblă cu teamă sfântă pe pământul acesta, știind că Dumnezeu te vede la școală. Unde ești? Așa să ne învățăm. Iar așa cum am zis, alegerea ne aparține. Dacă vrem să ajungem în cer, Dumnezeu ne învață. Dacă nu vrem să ajungem, ne pierdem timpul degeaba. Este alegerea fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne ajute să luăm decizii înțelepte pentru sufletele noastre. Amin. Amin. Dragi și surori, și în seara aceasta ne-a vorbit Dumnezeu prin fratele Emilian și ne-a vorbit de acest bărbat și de această femeie care, așa cum spunea fratele Emilian, au ales să trăiască o viață sfântă, au ales să se teamă de Dumnezeu și ca și rezultat, în dreptul fiecăruia dintre ei, spune cuvântul lui Dumnezeu că Duhul Sfânt era peste ei. Și ca și garanție că Duhul Sfânt era peste ei și îi călăuzea, Duhul Sfânt i-a îndemnat și a trimis la templu. Mă rog lui Dumnezeu ca acești oameni să fie pentru noi un exemplu. Și pentru că trăiau o viață sfântă, o viață cu teamă de Dumnezeu, mai făceau ceva, ceea ce nu știu cât este la modă în vremurile noastre, dar de fapt ăsta ar trebui să fie scopul nostru. Ei așteptau, spune cuvântul lui Dumnezeu, mântuirea lui Israel în dreptul lui Simeon și în dreptul lui Ana, spunea mântuirea Ierusalimului. De fapt este același lucru. Îl aștepta de fapt pe Domnul Iisus Hristos. Ei îl așteptau să vină prima dată. Noi suntem în așteptarea revenirii a doua oară. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să trăim o viață sfântă, o viață curată și cu frică de Dumnezeu și în felul acesta să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Amin? Toată biserica. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Aș vrea să ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu și să ne rugăm. Cred că sora Valea, am înțeles că va pleca mâine sau săptămâna ce vine, va pleca din mijlocul nostru, să ne rugăm ca Dumnezeu să o păzească, să o plătească și să vegheze asupra Dumnezeu acolo unde se duce și pe Dumnezeu acolo să o păzească și pe noi aici. Amin. Să ne rugăm Domnul.